Bună ziua, bun găsit la Meet Your Map. Astăzi vorbim despre acordul dintre Uniunea Europeană și China, un acord agreat la finalul anului trecut, chiar înainte de Revelion. A luat prin surprindere poate destulă lume și l-am invitat astăzi pe domnul Iuliu Winkler, europarlamentar al UDMR, de la Hunedoara, care este vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional a Parlamentului European, deci Comisia INTA, care este Comisia competentă a Parlamentului European privind aceste acorduri internaționale. Bun găsit, domnule Iuliu Winkler. Ne auziți bine de la Hunedoara? Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Eu vă aud bine, sper că și dumneavoastră la fel. Domnule Winkler, haideți să vorbim câte ceva despre acest Comprehensive Agreement on Investment, acordul de investiții cu China, între Uniunea Europeană și China. Acest acord s-a negociat aproape 7 ani și a fost convenit cu o zi înainte de Revelion, pe 30 decembrie 2020. Dacă ne aducem aminte, a fost atunci un call, tot așa online cum avem și noi acum, așa a fost și atunci între președinta Comisiei Europene von der Leyen, președintele Consiliului European Charles Michel și cancelarul Merkel, care ținea atunci președinția Consiliului Uniunii Europene și pe de altă parte era și președintele Macron de acea parte a mesei virtuale, iar de cealaltă parte a mesei președintele Chinei. Ce a însemnat acest acord și ce urmează instituțional, procedural, până va intra el în vigoare? Acum, întâlnirea virtuală la care vă referiți a însemnat, de fapt, decizia politică de încheiere a acordului de investiții între China și Uniunea Europeană. Deci este vorba nu de semnare, încă nu a fost semnat acest acord, nu de aprobare, pentru că acest acord de-abia acum își începe traiectoria de aprobare în instituțiile Uniunii Europene, ci este vorba de încheierea politică a negocierilor. Și ați făcut și dumneavoastră, dar și foarte multă altă lume, remarca că a fost o decizie surprinzătoare. Acum depinde pentru cine a fost surprinzătoare. Pentru cei care au urmărit negocierile dintre Uniunea Europeană și China, surpriza a fost mai mică, deoarece, pe de o parte, cum foarte bine ați spus, 7 ani de negocieri, deci au început în 2013 aceste negocieri. Pe de altă parte, în 2019, atunci când a avut loc un summit Uniunea Europeană-China, ultimul care a avut loc în format fizic, pentru că în 2020 summitul UE-China, deși era foarte așteptat și considerat important, a fost de fapt o videoconferință, deci nu a purtat acea greutate politică ca în cazul unei întâlniri reale, adevărate, fizice. În 2019, deci, s-a declarat deja de către ambele părți, și Uniunea Europeană și China, că există intenția politică de a închide acest acord de investiții. Și atunci, manifestarea dorinței politice, sigur, s-a întâmplat în acea ultimă zi a lunii decembrie. Luna decembrie a fost de negocieri intensive. Noi, în Parlamentul European, am fost informați de intensificarea aceasta a negocierilor. Și sigur, dacă doriți încă o remarcă politică, pot să vă spun că acest acord, închiderea politică a acordului UE-China, este, dacă doriți, o parte a moștenirii politice a Angelei Merkel. Știți foarte bine că în septembrie acest an vor fi alegeri parlamentare federale în Germania și Angela Merkel își va încheia cariera de 16 ani de cancelar al Germaniei. Deja și-a încheiat cariera mai de mult de președinte al Partidului Creștin Democrat, al CDU, cel mai puternic partid al politicii germane. Deci s-a întâmplat această închidere politică. Surpriză sau nesurpriză, eu nu doresc să intru în contradicție nici cu dumneavoastră, nici cu ceilalți care au fost surprinși. Vreau doar să spun că a existat o anumită informare, cel puțin a celor care au fost interesați. Acum urmează un proces îndelungat, pentru că dacă ați urmărit, în 22 ianuarie, dacă nu mă înșel, o parte din textul acordului a fost publicat de către Comisia Europeană, 10 de pagini ale acestui acord, deci informația este deja parțial la îndemână. În final de februarie, Comisia Europeană va publica și anexele acordului. Anexele sunt importante pentru că vor conține
exact, specific, domeniile de activitate industriale și economice în care se deschide piața chineză pentru investițiile Uniunii Europene, investiții care până acum au fost condiționate, iar de acum devin mai facile și mai sigure. Urmează apoi un proces numit finalizare tehnică. Deci acest text în acest moment trebuie finalizat tehnic din punct de vedere legal, în așa fel încât atât guvernul chinez, cât și Comisia Europeană să înțeleagă același lucru prin fiecare cuvânt care este inclus în acord. Este o chestiune care trebuie să pună în acord și conținutul, să spunem, din punct de vedere juridic al acordului cu ceea ce ar putea să fie o interpretare a juriștilor din Uniunea Europeană sau a juriștilor din China. Deci va dura câteva vreme, câteva săptămâni acest lucru și mai urmează o procedură specifică Uniunii Europene, și anume traducerea acestui acord în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Pentru că de-abia când este tradus, acest acord poate fi prezentat celor două mari instituții, Parlamentul European, respectiv Consiliul European, spre aprobare. Obligatoriu trebuie să fie tradus în toate limbile Uniunii Europene. Acest lucru se va întâmpla probabil în octombrie, finalul lui octombrie, începutul lui noiembrie, depinde de mai mulți factori, și atunci vom începe noi în Parlamentul European procedura legislativă, care durează, eu cred, cel puțin 3 sau 4 luni. Deci dacă mă întrebați ce perspectivă dau votului în Parlamentul European, aș spune că poate în ianuarie sau februarie în Comisia pentru Comerț, în Comisia INTA, și poate în martie sau eventual aprilie anul viitor în plenul Parlamentului European. Aceasta este traiectoria pe care acest acord o va parcurge. Bineînțeles, în paralel cu Parlamentul European, își va da acordul sau nu și-l va da, o să vedem, o să ajungem acolo, și Consiliul European, deci șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre. Va mai fi nevoie și de ratificare pentru acest tip de acord în parlamentele naționale? Nu vom avea o ratificare în parlamentele naționale, deoarece conținutul acordului, deci acord de investiții, dar care nu este completat și de un acord cu privire la soluționarea litigiilor. Pentru acordul de soluționare a litigiilor, părțile, pentru că nu au putut să convină Uniunea Europeană și China, și-au dat un răgaz suplimentar, un termen de încă 2 ani de la încheierea acordului. Deci trebuie duse tratative și e o foarte tehnică acest domeniu, dacă doriți pot să vi-l spun în amănunțime. În orice caz, noi pentru a stabili exact care sunt competențele Uniunii Europene și care sunt competențele statelor membre, la un moment dat, acum câțiva ani, am avut o decizie a Curții Europene de Justiție. Și Curtea Europeană de Justiție a specificat exact care sunt competențele domeniu cu domeniu, competențele europene și competențele naționale. Iar ceea ce s-a semnat sau, mă rog, s-a convenit politic până în prezent în acordul UE-China este de competență exclusiv a Uniunii Europene. Domnule Winkler, spuneați că acele domenii vor fi reliefate în amănunțime în acele anexe care urmează să fie publicate, dar deja se cunoaște, adică presa a relatat, în principal agențiile mari internaționale, cum e Reuters, cum sunt și altele, a relatat ce prevede în mare acest acord și unde sunt punctele de, să zicem, de interes maxim. Dar aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, care sunt cele mai interesante și cele mai importante puncte nevralgice, să zicem, ale acordului, mizele principale și cum le putem tălmăci, pentru că s-a vorbit despre dreptul muncii, munca forțată, pentru că sunt probleme cu China în domeniul acesta, angajamentele privind schimbările climatice. Exact. Deci dați-mi voie să fac o mică introducere și apoi să vă prezint cei patru piloni ai acordului. Pentru că acest acord de investiții UE-China are patru domenii principale sau patru piloni, dacă doriți, pe care se sprijină. Propoziția de introducere este că acest acord UE-China, care este un acord limitat, deci este un acord de investiții, nu este un acord de comerț liber, nu este un acord de parteneriat extins, este un acord de investiții. Este doar una dintre uneltele din politica generală, să spunem, a Uniunii Europene față de China.
Deci China a fost clasificată în anul trecut, în anul deja de 2 ani, în 2019, a fost clasificată într-un document al Uniunii, al Comisiei Europene, ca un partener de negociere, ca un concurent, competitor pe piețele globale și în foarte multe domenii, dar și ca un rival. Pentru că dacă ne gândim la situația geopolitică, ne dăm seama clar că avem din partea Chinei o politică de rivalitate și cu Uniunea Europeană, și cu Statele Unite, și cu alți actori globali. Deci iată acest caracter extraordinar de complex al relației UE-China. Acordul de investiții este un acord sectorial care reglementează o parte din relația noastră. Și anume, sunt patru piloni. În primul și în primul rând este accesul pe piață al investitorilor pe piața internă a Chinei. Și acest acces pe piață este foarte important pentru că până acum el a fost îngreunat de foarte multe impedimente, foarte multe reguli, de foarte multă opacitate. Era greu să înțelegi de ce poți să investești în domeniul X și nu poți investi în domeniul Y. De ce trebuie să fii doar partener minoritar într-o firmă comună, într-un joint venture european-chinez, conform regulilor de până acum. Principalul merit, dacă doriți, acesta a fost și obiectivul de altfel al acordului de investiții, este reechilibrarea dezechilibrului dintre Uniunea Europeană și China. În acest moment sau până acum aveam un dezechilibru. Piața europeană deschisă, în orice caz foarte deschisă comparativ cu cea a Chinei, piața chineză închisă. Și atunci acest dezechilibru a trebuit corectat. Al doilea, și există evident și vom aștepta totuși anexele, pentru că anexele o să aibă multe zeci de pagini și ne vom da seama exact de sectoare. De exemplu, în domeniul automobilelor sau al transportului ecologic în general, în domeniul serviciilor financiare, în domeniul cercetării în biotehnologii, al tehnologiilor cloud și așa mai departe, dar vă dați seama că oamenii de afaceri evident vor aștepta specificare clară la nivel de concret al definirii activității unde se poate investi de acum încolo în China, având și condiții de securitate sporite și condiții de transparență și acces pe piață. Al doilea pilon al acordului este acela al competiției echitabile. Ce înseamnă competiție echitabilă? Ești o firmă europeană pe piața chineză și în acest moment ești în dezavantaj, pentru că firma chineză care lucrează în domeniul tău primește subvenții de la stat. Există firme de stat care primesc tratament preferențial, evident, față de companiile străine, primesc subvenții într-un mod netransparent și de asemenea eterna problemă pe care și colegii noștri americani, dar și noi o spunem întotdeauna și anume transferul forțat de tehnologie. Ce înseamnă acest lucru? Dacă condiția de a investi pe piața chineză este să ai un partener chinez, majoritar sau minoritar, evident că acel partener chinez va face rost de tehnologia ta și în acest fel, iată, se întâmplă transferul forțat de tehnologie. Toate aceste aspecte sunt reglementate de acum de noi reguli, discipline se numesc ele în limbaj comercial, în textul acordului de investiții. Al treilea pilon și cel mai delicat pilon este cel al dezvoltării durabile, pentru că aici includem mai multe aspecte. Includem și condițiile de mediu, includem și angajamentele de luptă împotriva schimbărilor climatice. Știți că China este semnatar al acordului de la Paris, dar de la semnătură până la implementare. Calea este foarte lungă întotdeauna și noi dorim să avem garanții că aceste lucruri nu sunt doar declarate de către partenerii noștri chinezi, dar sunt și respectate. Și cel mai spinos subiect aici este subiectul drepturilor omului. Vedeți situația muncii forțate, folosirii muncii forțate în China, vedeți situația vis-a-vis de Hong Kong și acordul internațional care este încă în vigoare între China și Marea Britanie referitor la regimul din Hong Kong, respectiv problema Taiwanului și a presiunilor care se pare că din nou sunt crescânde vis-a-vis de ale Beijingului, vis-a-vis de regimul din Taipei. Și atunci, dar mai ales în Parlamentul European, pot să vă spun că problema muncii forțate este cea care creează o unitate între grupurile parlamentare. Toată lumea spune, înțelegem că avem în China un regim comunist, adică au ei un regim comunist,
dar nici pentru un regim comunist munca forțată nu poate fi acceptabilă. Deci aici va trebui categoric să găsim o soluție, pentru că deocamdată acordul are un limbaj destul de slab. Se spune că vor face toate eforturile, partea chineză va face toate eforturile pentru a implementa prevederile protocoalelor Organizației Internaționale a Muncii. Este prea puțin și noi în Parlamentul European categoric dorim mai mult pe acest subiect. Și în fine, ultimul pilon, al patrulea pilon, este acela al implementării și al soluționării litigiilor. Aici iarăși este foarte mult de vorbit, nu vreau să o lungesc pentru că este un mecanism bilateral foarte complex. Însă, din punct de vedere al soluționării litigiilor, apare problema pe care vă spuneam. Nu s-a ajuns de comun acord la un mecanism de soluționare a litigiilor comerciale sau de investiții și atunci încă de la semnarea acordului, care va fi undeva în viitor, de la semnarea acordului, părțile și-au luat angajamentul să continue negocierile timp de 2 ani și în 2 ani să găsească o soluție pentru această problemă. Toți acești patru piloni ar necesita câte o conferință pentru explicarea lor, pentru explicitarea lor. Acordul este complex și complicat ca orice acord de acest gen. Încă o dată și cu asta termin, nu este vorba de un acord de comerț liber, nu este vorba de un acord general de colaborare sau cooperare sau parteneriat, este vorba despre un acord de investiții dintre Europa, Uniunea Europeană și China, deci un acord sectorial și specializat. Uniunea Europeană și-a rezervat dreptul, inclusiv prin textul acordului, de a folosi toate măsurile de care dispune, se numesc măsuri autonome. Spre exemplu, o investigație antidumping. Sigur că nu ne oprește acordul UE-China să întreprindem o investigație antidumping sau să luăm măsuri de apărare comercială împotriva Chinei dacă ei iau măsuri care justifică o asemenea apărare din partea Uniunii Europene. Acordul UE-China este un segment din politica noastră generală față de China în acest moment. Ați pomenit de soluționarea litigiilor. Sunt acele clauze tip ASDS, celebre în toate aceste acorduri internaționale, în care se desemnează curți unde să se soluționeze litigiile. În cazul acesta, dacă un investitor din România se duce în China, face o investiție acolo și are un litigiu cu fie cu un partener, fie cu statul chinez, unde ar putea să se ducă să se adreseze, către ce curte? Curți locale, tribunalele lor sau camere internaționale? Situația este foarte complicată pentru că în acest moment, deci în ultimii 30 de ani, foarte multe dintre statele membre au încheiat acorduri bilaterale de investiții cu China. Mai exact, există 26 de state din 27. Irlanda este singura care nu are un acord bilateral în vigoare cu China. România are un asemenea acord și toți ceilalți. Sunt 25 de acorduri pentru că Belgia și Luxemburg au un acord comun de investiții cu China. Deci 25 de acorduri, 26 de state. În toate aceste acorduri este prevăzut mecanismul ISDS, deci litigiul dintre investitor și stat. Am vorbit cu curtea, cu Camera de Comerț a Uniunii Europene în China. Nimeni, nicio firmă până în prezent nu a utilizat acest mecanism de litigii. De ce? Foarte simplu. Din cauza amenințării pe care statul chinez sau, dacă doriți, guvernul chinez sau Partidul Comunist din China o exercită asupra oricărui investitor, în momentul în care intri într-un litigiu cu statul chinez, evident că vei deveni paria, persona non grata și cele mai dure măsuri vor fi luate împotriva unei asemenea firme. Nu este bine că este așa, dar să nu uităm, totuși, China este un stat totalitar, este un regim comunist. Și atunci un investitor, în mod concret, ce poate să facă în acest moment? Poate să sesizeze propriul guvern prin Camera de Comerț UE-China sau direct printr-o sesizare la propriul guvern, deci un investitor român, la guvernul român. Și dacă există o problemă concretă în care investitorul a fost nedreptățit, nu a fost supus unui tratament corect, nu i s-au aplicat reduceri vamale sau nu i s-au aplicat regimul
convenit prin acordul de investiție, atunci guvernele sunt doar cele care pot discuta între ele, guvernul României cu guvernul Chinei în acest moment. Dacă vom avea acordul de investiții, atunci acest acord are un propriu mecanism de guvernanță, deci sunt prevăzute mai multe comisii și comitete care se vor forma, care sunt în măsură să administreze acordul de investiții Europa-China, iar conducerea acestui mecanism de guvernanță este la un nivel foarte înalt. Trebuie să știți că de obicei un acord de comerț liber, guvernanța e asigurată la nivel ministerial. Ministrul din Australia, să spunem, ministrul economiei sau al comerțului, cu comisarul pentru comerț din Comisia Europeană. Aceștia sunt omologi. Uneori chiar cu directorul general din Direcția de Comerț Exterior a Comisiei Europene. De data aceasta, acordul este la nivel de vicepremier, deci guvernanța e asigurată de către unul din vicepremierii Chinei. În acest moment este vicepremierul Liu He, care a și avut contacte cu negociatorii, și de către vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, care este și comisar pentru comerț acum, Valdis Dombrovskis. Deci, tocmai cunoscând mecanismele de decizie din guvernul chinez, care sunt de fapt decizii, mecanisme politice de decizie, sunt guvernate de către Partidul Comunist din China, s-a ales această alternativă de a avea monitorizarea guvernanței la nivelul cel mai înalt politic posibil. Dar după ce va intra în vigoare acest nou acord UE-China, care va prima? Va prima acest acord sau vor prima în relațiile cu statele membre acordurile, cele 25 de acorduri bilaterale ale statelor membre cu China? Acordurile bilaterale, într-o perspectivă de câțiva ani, vor trebui să iasă din aplicare. Deci acordul european va înlocui aceste 25 de acorduri bilaterale. Și este foarte bine așa, pentru că astfel putem, într-adevăr, să-i protejăm pe investitorii noștri. Tocmai din natura regimului comunist din China rezultă faptul că un investitor, să spunem, este lipsit de șansă în fața statului chinez, însă dacă totdeauna cel care reprezintă interesele investitorului este Comisia Europeană, deci Uniunea Europeană de fapt, atunci există, evident, șansa ca litigiul respectiv să fie judecat și soluționat într-un mod corespunzător, conform cu textul acordului bilateral. Deci aici spuneți că va fi avantajul pentru investitorii, eventuali investitori români. Practic ei vor fi reprezentați nu de statul român în relație cu China, ci de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană. Pean, așa este. Care are o poziție mult mai puternică decât România. Da, eu aș spune categoric că este așa, pentru că Comisia Europeană vorbește în numele a aproape 500 de milioane de consumatori, în numele statelor membre și are și instrumentele, foarte important să nu uităm, are instrumentele pentru a acționa în cadrul multilateral. Spre exemplu, o investigație în cadrul OMC, a Organizației Mondiale a Comerțului, sau o investigație antidumping, o investigație pentru încălcarea anumitor reguli. Deci, cu siguranță, Comisia Europeană este acea entitate care are forța de a asigura că partenerii sau competitorii sau rivalii noștri chinezi se vor mișca în cadrul dat de sistemul multilateral de comerț bazat pe reguli. Și asta este important, bazat pe reguli. Regulile în OMC sunt convenite de comun acord, respectarea lor a trebuit să fie făcută de fiecare guvern. În momentul în care un guvern, deci un semnatar al acordului multilateral OMC, nu respectă regulile, atunci avem proceduri pentru a impune respectarea regulilor și, evident, pentru a impune sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile. Domnule vicepreședinte, care sunt totuși câștigătorii și care sunt perdanții în Europa în urma acestui acord? Pentru că întotdeauna în urma acordurilor internaționale sunt și câștigători și sunt și pierzători și se iau măsuri la nivel intern pentru diminuarea efectelor negative asupra celor care pierd. Și înțelegem că în primul rând au de câștigat marile companii cu prezență în China, cum sunt Daimler, Siemens, Peugeot, BMW, așa am văzut cel puțin presa internațională, pentru că ei vizează domenii cum sunt mașinile electrice, tehnologiile cloud, iarăși un alt domeniu este cel al spitalelor private, unde germanii sunt foarte puternici.
serviciile financiare, imobiliarele, gropile de gunoi. Economia este întotdeauna un lucru foarte complex și foarte plin de interacțiune. Deci gândiți-vă la următorul aspect, spre exemplu, al economiei românești. Primul nostru partener comercial, deci primul partener comercial al României, este Germania. Vorbesc aici atât de industria auto, cât și de cercetare, din fericire, de anumite domenii de înaltă tehnologie, de înalte tehnologii. Vorbesc despre domeniul industrial, dacă doriți, de energie, multe domenii în care companiile românești sunt fie partenere, fie furnizori pentru companiile germane. Acum, categoric, dacă spunem că industria europeană este marea câștigătoare a acestui acord, pentru că industria europeană și respectiv o parte dintre serviciile europene se pot duce pe piața chineză. Dacă spunem industria europeană, am spus evident și industria germană. Dacă spunem industria auto-europeană, atunci evident ne gândim în primul rând la industria auto-germană, care este liderul domeniului. Și dacă noi suntem parteneri importanți cu Germania, înseamnă că indirect noi devenim câștigătorii acestui acord. Deci este insuficient de analizat relația economică sau de investiții dintre China și România, sau invers, pentru a trage concluzii. Trebuie văzut big picture, cum se spune, deci poza întreagă a Uniunii Europene. Și dacă spunem că marile economii europene sunt Germania, apoi Franța, Italia, într-o oarecare măsură, economiile lor sunt câștigătoare ale acestui acord de investiții. Însă, dacă spunem și faptul că primii noștri parteneri comerciali sunt exact Germania, Italia, Franța, atunci ne dăm seama că și economia română este un potențial câștigător al acestui acord prin câștigul pe care economiile noastre parteneri le pot obține. Încă o dată, acordul pe investiții nu este un acord de comerț liber. De obicei, în cazul acordurilor de comerț liber, sunt domenii perdante. Spre exemplu, agricultura, de obicei, ar putea să fie un domeniu în care ne e frică de invazia mărfurilor la import. Acum, acest acord UE-China nu se ocupă de comerț, deci nu se ocupă de taxe vamale, nu se ocupă de deschideri comerciale, el este un acord de investiții. În acest sens, sigur că dacă dorim în mod special, putem identifica și perdanți ai acestui acord. Eu mă gândesc totuși că este mai important să vedem care este avansul obținut. Și avansul obținut este reechilibrarea unei relații care în acest moment este foarte dezechilibrată. Piață deschisă în Uniunea Europeană, piață închisă și opacă în China. Acest acord vine să mai schimbe aceste realități și eu cred că prin faptul că, de fapt, China astăzi nu mai este manufacturierul global sau al Uniunii Europene. China este o piață enormă de 1,5 miliarde de consumatori în care puterea de consum este mult crescută față de acum un deceniu, și în care foarte multe companii își fac profitul nu manufacturând în China și revânzând în lume sau în Europa, ci își fac profitul producând în China și vânzând pe piața chineză sau mergând cu servicii financiare, medicale, de asigurări pe piața chineză. Este sigur și partea cealaltă și este important să vorbim despre pretențiile pe care noi le avem în Uniunea Europeană, spre exemplu, le au consumatorii să nu cumpere produse manufacturate prin muncă forțată. Este o expectanță a consumatorilor europeni, iar noi va trebui să găsim calea în Parlamentul European, vă spun că este o mare provocare, să găsim calea să mai adăugăm la acest text al acordului de investiții o clauză politică, o hotărâre politică, niște mecanisme de asigurare, ca să fim siguri că obținem acest efect. Pe de altă parte, avem și alte instrumente. Ați urmărit, poate în decembrie a fost aprobat în Parlamentul European așa numitul Magnitsky Act European, deci actul care introduce posibilitatea sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor omului și a obligațiilor în acest domeniu al oricărui stat. Deci putem, acum Uniunea Europeană poate să hotărască sancțiuni împotriva unor companii sau împotriva unor persoane din China sau de oriunde de pe glob, care sunt găsite vinovate pentru încălcarea drepturilor omului.
Nu are nicio legătură cu acordul de investiții, vă spun doar că este un nou instrument cu care venim și completăm politicile noastre vis-a-vis de China. Există riscul, domnule Winkler, ca companii mari din Germania, Franța, Italia, cum spuneați, care au în România unități de producție, să plece, să le mute în China în urma acestui acord de investiții? Nu, eu cred că dimpotrivă există anumite șanse ca acest acord de investiții să producă noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. Am cerut un studiu pe acest domeniu, pe această întrebare și am cerut și opinia Camerei de Comerț Europene în China. Aștept această opinie despre cum anume acordul de investiții ar putea genera locuri de muncă în Uniunea Europeană, în domeniul cercetării, în domeniul vehiculelor sau a mobilității avansate și sustenabile, în domeniul medical, dacă doriți, al biotehnologiilor, al tehnologiei cloud, pentru că, până la urmă, repet, nu mai suntem în situația în care China este o destinație pentru că ei produc ieftin, dimpotrivă. China este o destinație pentru că este o piață enormă cu propria ei capacitate de absorbție pentru serviciile și bunurile europene. Astfel, eu, dimpotrivă, acum ați văzut pandemia de coronavirus, deci trăim în vremuri complexe și foarte tulburi, în care interdependențele sunt mai puternice ca oricând înainte. Pandemia de coronavirus a venit și a arătat că Uniunea Europeană are nevoie și de o diversificare a lanțurilor de producție. Deci s-ar putea să avem nevoie să putem să facem acele PPE, produsele protective personale necesare în vreme de pandemie, să le putem fabrica în toate statele membre ale Uniunii Europene. S-ar putea să fie nevoie să fabricăm aparatură medicală în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și pentru asta există foarte, foarte mulți bani la dispoziție. Deci eu, permiteți-mi să nu consider, nu cred că se va întâmpla o mutare a unor capacități de producție din Europa în China, ci se va întâmpla sporirea investițiilor în China în capacități care acolo să fie de natură să acopere nevoile de pe piața chineză. Aceasta cred că este consecința și sensul acestui acord de investiții. Nu, adică spuneți că acele facilități de producție care vor fi construite acolo, vor fi construite noi, practic, unități de producție în China, ci nu se vor muta de aici din Europa. Și doi, vor fi destinate pieței chineze, nu pieței globale sau pieței europene. Exact, dacă vă gândiți acum la puterea de cumpărare de pe piața chineză, și sunt foarte multe studii care arată acest lucru, eu nu aș vrea să pronunț acum nume de mărci, de companii, dar începând de la domeniul modei și al fashion-ului până la domeniul automobilelor, cine produce în China, produce primordial pentru piața chineză. Acum, sigur, sunt și domenii în care fabricația globală se întâmpla acum 7-8 ani în China. Dacă observați acum, în China sau Taiwan, dacă observați acum, apar noi producători. Spre exemplu, Vietnam, cu care noi am încheiat în urmă cu 2 ani un acord de comerț liber. De data aceasta, acordul cu Vietnamul este un acord de comerț liber. Deci, sigur că nu merită să concurezi în acele domenii în care este clar că nu ești competitiv. Mă refer din punct de vedere european. Nu merită probabil să construiești laptopuri în Europa, pentru că nu le vei putea face nici mai bune, nici mai ieftine decât cele care sunt construite, asamblate. Știți foarte bine că toate mărcile globale sunt asamblate fie în China, fie în Taiwan. Însă, dacă vorbim despre automobile, atunci cu siguranță că este mai greu de concep, mai greu de gândit că merită să exporți autovehicule gata construite și asamblate din Europa în China. Vei face producția ta în Europa, în principiu pentru Europa și pentru împrejurimile geografice, și îți vei muta producția pentru piața chineză în China, pentru că piața chineză a devenit capabilă să absorbă aceste produse la nivel global, la nivel european. Exact ce spuneați mai devreme, acum când a venit pandemia, ne-am trezit cu toții că producția noastră a Europei de măști, de exemplu, halate, materiale de protecție,
Era toată în China și aveam nevoie de ea urgent. Și După da. cum se vede că acum sunt anumite probleme cu producția vaccinurilor și cu furnizarea la ritmul pe care l-am presupus noi la un moment dat de doze suficiente de vaccin pentru a satisface nevoile din statele membre ale Uniunii Europene, este vorba despre acel efect de criză și despre planificarea, pregătirea pentru criză. S-a discutat foarte mult și în Parlamentul European. Cât suntem de pregătiți pentru, de exemplu, pentru o pandemie globală, ce ar trebui să facem să fim mai bine pregătiți și am descoperit în anul 2020, la începutul anului, că fiecare guvern avea câte un plan de urgență, dar acele planuri de urgență erau undeva îngropate în adâncul sertarelor și când au fost scoase de acolo, s-a constatat că nu erau suficient de actualizate, nu erau suficient de cuprinzătoare pentru a prevedea orice aspect care poate să apară într-o situație de urgență. Pe de altă parte, sigur, ați văzut că acele momente de criză au durat câteva săptămâni. După câteva săptămâni, lucrurile s-au reașezat. Așa a fost și cu măștile, și cu halatele de protecție. Sigur, la momentul respectiv, în farmacii, măștile au ajuns să fie vândute cu prețuri de speculă. Acesta este efectul de război. Întotdeauna în război apar și speculanții. De aceea, sigur că trebuie să ai echilibrul și economic, dar dacă doriți și etic necesar pentru stocurile de urgență. Câte stocuri trebuie să țină statele, câte stocuri trebuie să țină guvernele, în așa fel încât să nu fie nici foarte scump, pentru că activitatea de stocare are un preț, nu este gratis. Nu poți să ții ceva zeci de ani într-o magazie, ele se reîmprospătează. Există o întreagă știință a stocării pentru caz de necesitate. După cum e nevoie să stochezi, deci nu poți să ai stocuri zero, dar nu poți să ai nici stocuri oricât de mari, pentru că ele implică niște costuri care s-ar putea să fie la un moment dat prohibitive. Cu siguranță că, totuși, ideea aceasta de pregătire europeană, de strategie europeană, este mai bună decât ideea de strategie națională. Țineți minte acea poveste cu închiderea granițelor, cu reguli diferite în Uniunea Europeană și iată că după 9 luni, 10 luni de zile, încă nu am reușit să avem o înțelegere comună la nivelul Uniunii Europene ce reguli ar trebui să aplicăm. Zonă galbenă, zonă verde, zonă roșie, din care țară, unde circul, dacă am nevoie de un certificat de vaccinare, dacă am nevoie de un test, câte ore este valabil testul și așa mai departe. Încă există un mozaic de 27 de seturi de reguli și statele, în funcție și de interesele lor concrete, sunt un stat cu turism dezvoltat sau sunt un stat care sunt furnizor de turiști, interesele sunt diferite și ca atare și regulile sunt diferite, ceea ce înseamnă că avem încă imperfecțiuni ale acestei piețe comune a Uniunii Europene. Domnule Winkler, ați fost și dumneavoastră ministru în guvernul României, acum partidul dumneavoastră este la guvernare, UDMR. Recent România a aprobat un memorandum de înțelegere cu SUA pentru restricționarea contractelor cu companii chineze privind infrastructurile critice de 5G strategice, iar și mai recent actualul guvern, guvernul Câțu, a luat în discuție un alt memorandum pentru excluderea companiilor chineze de la achizițiile publice pentru construcții de autostrăzi, de exemplu, infrastructură rutieră. Cum se împacă această atitudine a României față de China în prezent cu acordul UE-China? Vă spuneam, în primul rând, o precizare din punct de vedere formal, spre exemplu, memorandumul cu privire la infrastructură nu pomenește nici companii chinezești, nici companii ale vreunei alte țări, Extraeuropene, dar ci ținta era China. nu, pomenește, spune în felul următor, este vorba de acele companiile din acele țări care nu au încheiate un acord de investiții cu Uniunea Europeană. Deci, din acest punct de achiziții publice. Și există aici și acord multilateral în cadrul OMC, spre exemplu, între România și SUA. Nu există un acord direct, însă sunt și Uniunea Europeană și Statele Unite membre ale acestui acord de achiziții publice global, internațional. Sunt alte state cu care noi avem acorduri bilaterale. Este vorba de ceea ce vă, iar dincolo, în situația rețelelor 5G, este vorba despre nevoile de securitate. Și atunci vin și vă repet ceea ce am mai spus, de fapt, astăzi, în discuția noastră, acordul de investiții UE-China
nu împiedică Uniunea Europeană să utilizeze oricare dintre măsurile autonome din domeniul investițiilor sau comercial. Ce înseamnă măsuri autonome? De exemplu, măsurile de apărare comercială. Măsuri anti-dumping, măsuri anticircumvenție, măsurile în cazul supracapacității de producție, cum este în domeniul aluminiului și oțelului în cazul Chinei, toate celelalte măsuri din cadrul OMC. De asemenea, Uniunea Europeană a adoptat anul trecut o legislație cu privire la analiza investițiilor străine. Și această legislație care analizează investițiile străine trebuie să constate dacă o anumită investiție străină care trebuie sau dorește să fie implementată în Uniunea Europeană ar putea să reprezinte un risc semnificativ din punct de vedere al securității unor domenii strategice. Și acum domeniul strategic, eu nu o să vă înșirui, le cunoașteți foarte bine și cei care ne urmăresc știu ce înseamnă asta: infrastructura de transport, infrastructura de comunicații, infrastructura de energie este categoric parte din aceste domenii strategice. Deci noi ne păstrăm întreaga autonomie a Uniunii Europene în aceste domenii și în acest fel, sigur că memorandumul din guvern care nu pomenește China și nu se referă la China, ci la state terțe, este un memorandum sustenabil atâta vreme cât noi în următorii ani vom beneficia de finanțări extraordinar de semnificative din partea Uniunii Europene. Aproape 40 de sau 30 și ceva de miliarde de euro numai din programul de relansare și reziliență. Și atunci se pune întrebarea, oare noi cu acele sume, acei bani europeni care sunt foarte mulți, o parte nerambursabil, o parte din împrumut, ar trebui oare să finanțăm investiții ale unor companii, entități din afară, cel puțin din afara Uniunii Europene, sau ar trebui să finanțăm investiții ale unor entități proprii, fie românești, fie europene? Nu cred că își dorește cineva să finanțeze nici economia rusească, nici economia chineză, dar nici economia altor state de pe glob cu bani europeni pe care România îi primește foarte greu, pentru că știți foarte bine câte probleme avem noi cu absorpția și cu utilizarea acestor sume. Domnule Winkler, m-am uitat așa puțin și pe documente și pe ce s-a relantat în presa internațională. Acordul UE-China prevede, printre altele, faptul că firmele chineze vor primi acces la piețele Uniunii Europene din punct de vedere juridic. Legally binding este acea sintagmă folosită în acorduri. Ce obligații ar decurge de aici pentru România această prevedere legată de acordul UE-China? Este vorba despre un anumit grad de reciprocitate. Legally binding înseamnă în primul rând că ești constrâns legal de conținutul acordului UE-China, de prevederile acelui acord. Piața Uniunii Europene, piața de investiții, este deschisă în acest moment și nu va deveni mai deschisă prin acest acord. Nu este cazul. Nu este cazul să devină mai deschisă, pentru că ne aflăm în perioada în care ne aflăm și vedem că există mult mai multe amenințări astăzi decât acum 10 ani cu privire la securitatea și a sistemelor energetice și a altor sisteme strategice. Deci noi nu deschidem nimic prin textul acestui acord, ci doar introducem niște reguli. Aceste reguli, evident că se adresează în primul rând companiilor și sensul acordului este acela de deschidere mai mare pe care noi să o obținem pe piața chineză. Regulile se referă și la interpretarea elementelor din acordul de investiții. Au apărut, de exemplu, interpretări și de aceea este important să așteptăm totuși textul final și să vedem exact conținutul acestui acord, pentru că au apărut interpretări deja care spun că acest acord va permite importul de forță de muncă chineză pe piața europeană și chinezii vor putea să aducă, deci nu va crea niciun loc de muncă pentru că chinezii își vor aduce proprii oameni. Și atunci vin și spun, nu există nicio prevedere în textul acordului UE-China despre acordarea vizelor de lucru. Și știți foarte bine, în Uniunea Europeană, acordarea vizelor de lucru este
teritoriul suveran al fiecărui stat membru. Fiecare stat membru și România are un număr de vize de muncă care se acordă în condiții clare pentru anumite domenii. Există reguli în acest sens. Dimensiunile sunt aici la 70-80 de mii. Nu știu exact care e cifra pentru anul 2021, dar contingentul e 25 de mii. 25 pentru China? Nu, pentru toate țările extra-UE. Toate țările extra-Uniune. Deci vă dați seama că aici vorbim și de niște interpretări puțin trase de păr. Dacă 25.000 de muncitori pot intra, dacă știm că noi avem muncitori și din Vietnam, și din Bangladesh, și din alte părți, prin șantierele de construcții navale, în alte locuri, atunci unde este posibilitatea invaziei de forță de muncă chineză? Dar sigur că de aceea este foarte important, eu acum nu apăr o poziție sau alta în mod special, ci doar semnalez că noi ne aflăm la începutul unui proces de analiză al acestui acord și este foarte important să înțelegem tot ce este în acel acord. E important să-și spună părerea toți factorii interesați, acei numiți stakeholders, care trebuie să vorbească, fie că e vorba de sindicate, de uniuni sau asociații industriale, de societatea civilă, de apărătorii drepturilor omului. Și acest proces de analiză a început deja și va dura probabil în tot decursul anului 2021. Va fi anul analizei și anul dezbaterii acestui acord. La final ne vom îndrepta către una sau cealaltă dintre concluziile posibile, da sau nu, pentru că știți, Parlamentul European nu poate amenda acordul. Noi nu putem să depunem amendamente la textul acordului. Negocierea este prerogativa Comisiei Europene. Noi putem în final doar să ratificăm sau să refuzăm ratificarea acordului de comerț de investiții China. Ați pomenit despre mișcările de stradă din Hong Kong reprimate de autoritățile chineze. Ce înseamnă acest acord UE-China și din punct de vedere moral, ideologic, strategic, mai ales după acele revolte înăbușite? Nu știu, cum vedeți aici din punct de vedere politic și moral? China este un jucător global și se află pe piața comercială, economică, dar și geopolitică a lumii. China nu poate fi opolită, pentru că este atât de mare încât nu o putem opoli. Trebuie, cred eu, să avem o relație bazată pe reguli. Asta este cel mai important lucru. Că sunt regulile OMC, că sunt regulile organizații ale Națiunilor Unite, ale diferitelor forme. Noi avem Uniunea Europeană 70 de tipuri de dialog cu China. Dialog pe drepturile omului, dialog pe sustenabilitate, pe schimbări climatice, pe multe, multe alte domenii. Acum, dacă cineva mă întreabă, va rezolva acordul de investiții problema drepturilor omului, categoric nu. Ar putea să aibă un anumit efect benefic? Eu cred că da. Pentru că vine să instaureze o relație bazată pe reguli între China și Uniunea Europeană. Cuprind aceste reguli și problema dreptului muncii, a eradicării muncii forțate, a apărării libertăților din Hong Kong, din păcate nu, pentru că nu sunt tema unui acord de investiții. Totuși avem nevoie de acest acord. Eu cred că e mai bine cu el decât fără el, pentru că fără el, cu siguranță, pierdem un instrument de negociere, un instrument de colaborare. În același timp, avem, avem instrumentul sancțiunilor, acel Magnitsky Act european din decembrie, începând. Asta înseamnă decizie unanimă în Consiliu. Deci în Consiliu, cele 27 de state membre trebuie să decidă sau pot să decidă să sancționeze instituții, entități din China, sau persoane din China, inclusiv cu confiscarea averii, dacă această avere se află în Uniunea Europeană și a fost obținută într-un mod ilicit. Deci, și multe alte exemple. Deci, dacă mă întrebați, va rezolva problema acordul de investiții, problema generală pe care o avem cu China, nu va rezolva. Va schimba regimul comunist chinez? Nu cred că îl va schimba regimul comunist chinez. Dar va face acest regim mai predictibil și mai responsabil la masa globală a negocierii? Eu cred că da. Deci să înțeleg că sunteți în favorabil acordului dumneavoastră personal.
Eu nu știu în acest moment nici dacă sunt favorabil, nici dacă sunt nefavorabil, pentru că eu sunt raportorul în Parlamentul European pe acest acord și datoria mea ca raportor este să fiu cu cât mai imparțial posibil, să asigur cât mai multe mecanisme prin care noi să analizăm acordul, să încerc să contribui la un dialog politic dintre Parlamentul European și Guvernul chinez, Marea Adunare Națională din China, Partidul Comunist Chinez, vom vedea cine vor fi interlocutorii noștri în China. Sigur că nu raportorul, dar și nu numai raportorul, dar și raportorul trebuie să contribuie la aceste relații, în așa fel încât să obținem niște asigurări suplimentare. E clar că în acest moment, în Parlamentul European, e nevoie de mai mult decât avem în acest moment pentru a ratifica acordul UE-China și eu trebuie, în primul rând, să asigur cadrul pentru ca acest avans să poată fi obținut. Deci, eu nu am în acest moment o declarație pro sau contra acordului. Încerc să fac o analiză și cu dumneavoastră și vă mulțumesc că îmi dați această ocazie, dar și cu toți ceilalți cu care intru în dialog, entități publice, private, statale, societate civilă, pentru a vedea exact dacă, refuzând acest acord, putem să obținem mai multe elemente de avans, de progres, decât ratificând acest acord, finalmente, cândva anul viitor în Parlamentul European. Da, este un acord de investiții, să spunem acest lucru. A spus foarte bine acest lucru și e bine să reamintim. Nu este un acord comercial de comerț, dar totuși, dacă ne uităm pe relațiile comerciale România-China, cele mai recente date, 2017, e vorba de 5 miliarde de dolari, cu sold negativ în partea României de 3,4 miliarde de dolari. S-ar putea rebalansa puțin această balanță România-China printr-un astfel de acord, fie el și de investiții? Noi am gândit foarte mult în vremea, sau în fine, și deci după anul 2000, relația României cu China a fost mereu pe agenda guvernelor și pe agenda guvernului Tăriceanu, din care eu am făcut parte. Cu siguranță că în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, noi am intrat, n-aș vrea să spun o cifră greșită, dar cred că deficitul nostru comercial era asemănător, nu mi-amintesc exact, dar era asemănător cu ceea ce spuneți dumneavoastră acum, deficitul bilateral, sau era puțin mai mare. În orice caz, întrebarea care se pune este dacă noi avem companii care sunt pregătite în mod direct să participe pe piața chineză cu diverse investiții sau parteneriate. Răspunsul meu este că da. Ce a lipsit? Cred că a lipsit curajul de multe ori. De alte ori a lipsit siguranța că vei fi protejat mergând acolo. Și eu în acest sens îmi exprim oarecare optimism. Deci s-ar putea acum, nu neapărat singure, poate companii românești în parteneriat cu companii europene sau subcontractori ai unor companii europene, ar putea totuși să apară pe piața chineză. Mă gândesc la domeniul tehnologiei, mă gândesc la domeniul energiei, mă gândesc la domeniul energiilor regenerabile, în care și multe altele în care noi avem expertiză. Întrebarea este dacă avem instrumentele de promovare a exporturilor, că și investițiile sunt până la urmă, dacă doriți, ele pot fi promovate și există instrumente. Nu știu dacă Exim Bank este suficient de capitalizat și suficient de puternic în România, puternic ca bancă și doritor și având expertiza necesară de a internaționaliza firme românești pe piața chineză. E un început, e un nou început și eu cred că ar putea să fie și firme românești care să capitalizeze, care să profite de acest nou început și de mai multă siguranță pe care o vor avea investitorii europeni pe piața chineză. Domnule Winkler, un acord mai aplaudat așa dintre Uniunea Europeană și un stat terț a fost acordul CETA-UE-Canada, care a fost un acord mai amplu, nu a fost un simplu acord de investiții ca acesta. Spuneți-ne, vă rog, care este diferența între acest acord cu China, care încă nu este finalizat, și acordul finalizat cu Canada? Este o diferență foarte mare. CETA este un acord
comprehensive, inclusiv. Deci este un acord complex de comerț și economie, deci economic și comercial. Sigur că într-un asemenea context te referi la taxe vamale. CETA a desființat, în fine, a anulat 98% din toate taxele vamale existente între Uniunea Europeană și Canada. Te referi la toate aspectele pe care un asemenea acord comprehensiv, acord cuprinzător le include. Deci se referă la bariere tarifare, bariere netarifare, la standarde, la investiții, la taxe vamale, la recunoașterea calificărilor profesionale. Știți foarte bine că au fost introduse elemente politice. La un moment dat, Guvernul României a spus și foarte bine a făcut. Domnilor, nu vom putea ratifica, pentru că acest acord a trebuit ratificat și de parlamentele naționale, fiind un acord complex. Guvernul României a spus, domnilor, nu vă supărați, Parlamentul României nu va putea ratifica CETA atâta vreme cât statul canadian ne discriminează și ne cere vize, numai nouă și încă două state, trei state membre erau în total la momentul respectiv, care aveau obligația vizelor pentru a călători în Canada. Deci iată că are și aspecte politice, evident, orice asemenea acord are aspecte politice. Așa că eu aș spune, asemănarea este că ambele acorduri creează un cadru bazat pe reguli între cei doi semnatari. China, Uniunea Europeană, Canada, Uniunea Europeană. În cazul acordului cu China este vorba de un acord sectorial mult mai îngust și specializat. În cazul acordului cu Canada, și firesc, pentru că Canada este un partener cu valori similare, un partener din lumea vestică, lumea occidentală, care are economie de piață deschisă, respectă drepturile omului, respectă toate valorile pe care și Uniunea Europeană este bazată, și atunci acordul cu Canada este un acord mult mai cuprinzător decât cel sectorial cu China. Un acord cu valori similare cu ale Europei ar fi fost și celebrul TTIP, acordul transatlantic cu Statele Unite, care nu s-a mai realizat și am renunțat și noi și americanii la discuții. Acel acord, sigur, era precum cel cu Canada, precum CETA, mult mai vast decât acest acord cu China, dar totuși putem să de asta poate și lumea a fost oarecum surprinsă faptul că am reușit să agreăm politic acest acord cu China, iar TTIP nu am reușit să-l agreăm. Avem verități, avem afinități mai mari cu China decât cu partenerul nostru tradițional, Statele Unite, partenerul tradițional al Europei, la asta mă refer. Cu siguranță că trebuie văzut iarăși caracterul și acoperirea celor două acorduri. Negocierea cu Statele Unite, TTIP, a fost o negociere iarăși cuprinzătoare. Era vorba despre mai mult decât un acord, pentru că este un parteneriat. Deci TTIP era un parteneriat pentru comerț și investiții. Deci este clar că este vorba de un alt tip de document, de un alt tip de înțelegere, parteneriat, iată. Iar sigur, Uniunea Europeană a renunțat la TTIP, dar puțin mai târziu, prima dată, a renunțat președintele Donald Trump, care a oprit negocierile în 2016. Odată cu intrarea în Casa Albă, a fost una dintre primele măsuri pe care le-a întreprins. Știm că președintele Statelor Unite are puteri executive în domeniul comerțului, deci singur poate să decidă întreruperea sau deschiderea unor negocieri. După aceea, sigur că au mai fost încercări de apropiere între Washington și Bruxelles sau Washington și capitalele europene, dar dorințele de negociere ale americanilor au fost foarte punctuale. De fapt, au fost niște propuneri de a avea tarife reduse pe anumite produse, anumite domenii. Exact. Și atunci sigur că într-o asemenea manieră tranzacțională și Uniunea Europeană a spus că oprește negocierile. Acum noi ne aflăm într-o nouă perioadă foarte optimistă, să spunem așa, pentru că s-a schimbat administrația. Ați văzut că au fost foarte multe declarații încurajatoare din partea administrației Biden pentru dorința de deschidere
din nou și în domeniul multilateral, care este foarte important pentru Uniunea Europeană, în OMC, Organizația Mondială a Comerțului, în celelalte instituții globale, dar și o revitalizare a dialogului transatlantic. Acum, asta nu va schimba faptul că Uniunea Europeană este mai puțin importantă pentru Washington astăzi decât este zona Pacificului. Asta a început de la președintele Obama, acel pivot către Est, exact, pivotarea către Est, a început din vremea președintelui Obama și deja din discuțiile care le-am avut cu partenerii noștri de la Washington, e clar că partea asta este o componentă care va rămâne constantă și în politica președintelui Biden și a administrației Biden. Însă, totuși, normalizarea relațiilor, închiderea eternului conflict Boeing-Airbus de 17 ani, închiderea acelor taxe vamale suplimentare pe oțel și aluminiu, în contrapartida cărora noi taxăm Harley-Davidson și Blue G. Levi Strauss, sigur că astea sunt lucruri copilărești, ele au fost tipice perioadei Trump și sperăm că vom trece peste acest lucru. Dar încă o dată, negocierea sau dialogul transatlantic este o chestiune mult mai cuprinzătoare decât acest acord sectorial UE-China. Deci nici într-un caz nu putem să spunem că ne este mai ușor să facem un acord cu China decât cu Statele Unite. Sigur, nu e ușor nici cu Statele Unite, nu e ușor nici cu China. În același timp, eu cred, și cu asta termin, cred că opțiunea între China și Statele Unite pentru Uniunea Europeană nu ar trebui să fie o opțiune binară. Ori, ori. Deci ori suntem cu China, ori suntem cu Statele Unite. Nu! Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să-și aibă propria politică transatlantică și aici este important să regăsim un pic de vibrație, un pic de armonie. Sigur, am avut și Brexit, adică lucrurile nu sunt deloc simple, dar ar trebui să construim din nou această relație, să o umplem iarăși de conținut. Pe de altă parte, China, cum am spus, este un jucător global pe care nimeni nu-l poate evita. Nu-l putem evita nici noi, nici americanii, nici rușii, nimeni de pe piața globală. Deci faptul că noi avem nu a însemnat decât o reechilibrare și aici, în acest domeniu, pentru că, nu uitați, administrația Trump anul trecut, în luna martie, a încheiat un acord comercial cu China. Deci, dintre marii jucători globali, singura Uniunea Europeană nu avea un acord cu China până în acest moment. Faza 1 a fost... Faza 1, acordul faza 1 cu Statele Unite, dar China are acord de comerț liber cu Australia. China a semnat acum politic, mă rog, s-a încheiat acel nou acord pacific cu 14 state și China, între care Australia, Japonia, adică economii mari, state importante. Deci iată că nu am făcut altceva acum noi ca Uniunea Europeană decât să urcăm și noi în clubul celor care au un acord cu China, un acord bazat pe reguli. Mai mic sau mai mare, asta e de discutat, dar avem și noi o ancoră prin care putem să-i ancorăm, cred eu, pe partenerii, rivalii și concurenții, competitorii noștri chinezi, la masa dialogului global. Da, dar la negocierile privind parteneriatul transatlantic erau în stradă și ecologiștii și sindicatele, stânga europeană era în stradă, toată se opuneau cu toții, iar la acest acord, e adevărat sectorial, doar de investiții cu China, n-a mai ieșit nimeni în stradă. Am citit acest argument și am citit și eu comentariul respectiv. Nu cred că este pe de-a întregul cuprinzător un asemenea comentariu, atâta vreme cât ne aflăm acum la 5 săptămâni de la concluzionarea politică a acordului. Deci lucrurile trebuie să avanseze, trebuie să vedem exact încă o dată, să analizăm ce este bun și ce este rău, să analizăm ce anume dorim să rezolvăm cu acest acord de investiții, pentru că este oarecum sigur exagerat. Poți să vorbești despre alternativa morală de a fi pur și simplu împotriva Chinei, pentru că noi suntem capitaliști, democrați și bazați pe valori universale, iar ei sunt comuniști, totalitari și centralizați și au o economie de stat. Dar lucrurile nu sunt nici aici bi-univoce. Nu cred că se poate decide într-un asemenea termen atât de simplu. Și să nu uităm totuși că în momentul în care
doresc să rezolv o anumită sarcină, îmi caut instrumentul potrivit pentru acea sarcină. Dacă vreau să schimb un geam, că s-a spart geamul de la apartament, probabil că îmi iau un diamant, un ciocan și niște cuie și mă duc să cumpăr sticlă de la magazin. Dar cu siguranță că nu o să-mi cumpăr o mașină de făcut pâine. Că nu o să pot schimba geamul cu mașina de făcut pâine. Înseamnă că trebuie să am pentru fiecare sarcină instrumentul pozitiv. Probabil că dacă ne dorim să avansăm pe interzicerea muncii forțate în China, trebuie să folosim și pentru treaba aceasta instrumentul potrivit, care în acest caz este un mix de instrumente, un picuț din acordul de investiții cu un picuț din dialogul global pentru drepturile omului. Va veni legislația în câteva luni în Uniunea Europeană, legislația cu privire la diligența obligatorie sau diligența necesară, acel due diligence, care va impune companiilor reguli cu privire la verificarea lanțurilor lor de aprovizionare și toate acestea vor pregăti probabil terenul, s-ar putea încă în acest an sau în orice caz în perioada imediat următoare, unui instrument european care să interzică importurile dacă ele sunt sub umbra, sub suspiciunea de a folosi muncă forțată pe lanțul de aprovizionare. Fie că acestea vor fi pantofi de sport sau va fi vorba despre îmbrăcăminte sau altceva, vom crea un asemenea instrument. Dar iată, deci cred că este important, oricât, și îmi cer scuze că am vorbit mult prea mult în acest dialog cu dumneavoastră, dar problema, relațiile sunt atât de complexe încât trebuie văzut că simplificarea, noi suferim de boala simplificării, simplificarea ne și ia șansa de a înțelege o asemenea relație atât de complicată cum este relația Uniunii Europene cu China. Bun, mulțumesc frumos, domnule Winkler. Așteptăm și raportul dumneavoastră când o să-l depuneți în Parlamentul European, mai întâi în Comisia INTA. Și sperăm să rămânem în legătură, să ne țineți în continuare la curent cu informațiile. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim, toate cele bune!